Ce putem face cu o nucă de cocos? Are cele trei găuri, dintre care una e diferită de celelalte două. Aia o perforăm cu ceva ghiuci. Ca să-i scoatem suc. Așa, acum scurgem sucul din ea. Și altă rol. Și acum o ținem așa și o lovim cu dosul cuțitului, e un cuțit greu, undeva la mijloc, ceva de genul ăsta. Deci așa. Transversal, da? Hai să vedem. Deja e gata. Așa arată. Ideea, uite aici. Merge, da? Ideea e că nu se desprinde miezul ăsta alb prea ușor. Și pentru a înlesni treaba asta, băgăm la cuptor. 10-15 minute, tot care este foarte ușor. După, cojim între miezul alb și coaja rigidă. Există mai este o coajă exact ca la nuci. Nu pun nimeni, fac o filmuleță. Pe care o cojim, mai desigur. Asta e tot.